Pe 8 martie, un cetățean ucrainean în vârstă de 36 de ani a vrut să intre în țară prin punctul de trecere de la Siret cu un microbuz în care transporta peste 300 de kilograme de tutun de narghilea cu diverse arome. Tutunul de contrabandă în valoare de peste 30.000 de lei a fost ridicat în vederea confiscării, iar cetățeanul ucrainean este cercetat de către polițiști de frontieră sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Totodată, microbuzul marca Mercedes-Benz în valoare de 90.000 de lei a fost confiscat. De asemenea, față de cetățeanul ucrainean s-a luat măsura interzicerii intrării în România pe o perioadă de 5 ani.